Am dormit cam mult în perioada asta a pandemiei, pentru că am și muncit de acasă, am stat mai mult pe acasă și e greu după asta să revii la muncă și ești somnoros toată ziua și caști și mă lipsești toți colegii. Da, știu personal că unii dintre noi sau din cunoscuții mei care au stat acasă mult și-au dereglat somnul. Adică acum nu se mai pot trezi, iar în carantină când stăteau în vacanță nu se puteau culca la timp. E ciudat ce se întâmplă. De fapt, bine că are și o explicație științifică. Păi, probabil ca să aflăm asta. Această explicație și ca să aflăm cum exact să ne revenim noi în regimul normal și obișnuit pentru job, vorbim cu Adrian Lupușor, care este somnolog și care o să ne explice așa pe îndelete tot ce se întâmplă. Domnul Lupușor, bună ziua! Bună ziua și Hristos aviat! Adevărat aviat! Domnule Lupușor, vreau prima întrebare să vă o acord referitor la dacă în genere, a avut o influență această carantină și statul ăsta acasă de voie, de nevoie, asupra somnului sau regimului normal de somn al oamenilor? Desigur că a avut. S-au făcut și cercetări pe această temă și s-au determinat atât factori care au influențat negativ somnul, cât și factori care au influențat pozitiv somnul. Acum a depins foarte mult de fiecare în parte cum și-a organizat ziua acasă în timpul acestei carantine. Așa. Deci, până la urmă, nu toți trebuie acum să-și revină într-un regim normal, dar cei care și l-au dereglat, cum ar putea, de exemplu, să revină la obiceiul de a se culca mai devreme pentru a se trezi mai devreme? Foarte simplu, prin a respecta regimul zilei și prin a respecta igiena somnului. Deci, nimic nou, totul cum a fost, cum am și vorbit mai înainte, în primul rând pentru a reveni la un somn calitativ, este important să ne aranjăm ziua începând de dimineața, adică să ne străduim să ne trezim fiecare zi la aceeași oră, pentru a face o oră de trezire, ca organismul să fie clar că el acum se trezește și începe să activeze, să ne expunem cât mai mult la lumină în timpul zilei, să avem parte de efort fizic suficient, să încercăm să evităm factorii care ne stresează, să încercăm să fim organizați parcursul zilei, să ne alimentăm la timp, iar seara să evităm, în genere, după cină, să evităm orice ecran, fie ecranul telefonului, tabletei, televizorului, fiindcă dacă ziua avem nevoie de lumină ca să inhibăm secreția melatoninei, ca să nu fim somnoroși, păi atunci seara noi trebuie să stimulăm secreția melatoninei ca organismul să înțeleagă că el se pregătește pentru somn. Deoarece melatonina este acel hormon, acel factor care, pe de o parte, ne ajută să ne pregătim, să adormim, să fim somnoroși, pe de altă parte, este un semnal pentru creierul nostru, pentru întreg organismul, că el trece într-o altă fază, și anume în faza somnului. De aceea este important să regulăm intensitatea luminii, multă lumină ziua și puțină lumină seara, în special lumina de culoare albastră, fiindcă anume ea este acea lumină care inhibă cel mai mult secreția de melatonină și această lumină albastră este generată de practic toate ecranele, fie mici, fie mari. Bine că acum o să-mi spuneți că telefoanele moderne au și filtrul ăsta de culori, doar că este și a doua parte a monetei, anume că de obicei toate aceste ecrane nu doar ne luminează în sensul luminii, dar ne informează și atunci iarăși creierul nostru spre seară trebuie să se pregătească pentru somn, respectiv trebuie să-și scadă din activitățile sale, iar dacă noi vizionăm o știre, privim un film sau bună oară chiar și scriem un mesaj, presupune iarăși emoții, presupune iarăși implicarea gândirii, ceea ce nu prea corespunde cu pregătirea pentru somn. De aceea acestea trebuie evitate și respectiv la fel mesele copioase, la fel orice discuție sau mai știu, conflicte trebuie lăsat pe a doua zi. Domnule Lupușor, vreți să spuneți că și nici cititul înainte de somn nu este recomandat, adică o carte fizică? Ba da, dar depinde ce fel de carte și depinde ce fel de om, fiindcă sunt oameni care sunt
să-i numim foarte gânditori și atunci dacă încep să citească o carte captivantă, încep să se implice, adică încep să retrăiască și atunci iarăși același lucru se întâmplă ca și privind un film bunăoară. Dar desigur că cartea, dacă alegem o carte plictisitoare, bunăoară fizică sau filosofie sau ceva care ne plictisește, bine, fizica nu pentru un fizician. Ceva ce nu prea vrem să citim. Exact. Și să fie iarăși la o lumină așa mai galbenă, mai de intensitate mai stabilă, mai mult ca atât, ascultând o prelegere a unui profesor din Europa, deci povestea despre o cercetare care a demonstrat că expunerea la o lumină galbenă timp de jumătate de oră înainte de somn îmbunătățește somnul. Deci, da, putem să citim o carte, chiar ar fi de dorit și chiar este recomandabil pentru o persoană care greu adorme, să-și facă un program, să-și lase liber o oră pentru lectură înainte de somn, înainte de ora de adormire. Bună oară, dacă ora de adormire este setată pentru ora 10, înseamnă că se înceapă să citească de la orele 9, doar că condiția să fie o carte plictisitoare. Și în momentul când simte că adorme, să închidă cartea și să doarmă. Domnule Lupușor, dar ce alte activități ar fi recomandate, de exemplu, după cină, înainte de a dormi, dacă să nu includem televizorul, să nu folosim gadgeturile, ce am putea face încă? Și dacă, adițional la întrebare, dacă putem să mai folosim și tot felul de preparate somnifere, dacă e ok sau cât de des? Da, aici sau... chiar o să întreb de adaosurile astea alimentare cu melatonină, care sunt pe larg răspândite acum, pentru a, nu știu, a dubla secreția de melatonină și a putea dormi. Deci, răspunsul este nu pentru întrebarea suplimente sau medicamente, deoarece este o capcană aici. Psihicul nostru este foarte, zicem, dependent de, pe de o parte, pe de altă parte. Acum, anxietatea este în vogă, în sensul că oamenii încearcă să găsească soluții ușoare pe de o parte, pe de altă parte oamenii retrăiesc și nu au încredere în propriile forțe și atunci ce se întâmplă? În momentul când persoana începe să primească un medicament, se dezvoltă acea dependență psihologică și după care persoana tot o să dorească să recurgă la aceste preparate fără să rezolve problema de bază, cum ar fi, în primul rând, să regleze igiena somnului și să-și regleze regimul de zi. Deci ea, cu medicamentele, vă rog frumos, nu recurgeți în primul rând. Deci medicamentele trebuie să fie, să zicem, cel puțin al doilea pas și medicamentele trebuie să fie prescrise numai decât de un medic. Deoarece altfel riscăm să devenim dependenți de aceste preparate și să nu rezolvăm problema în sine. Domnule Lupușor, dar apropo, dacă tot foarte multe studii au fost la acest capitol, câte ore este recomandat să dormim? Unii spun că e suficient 6-7 ore, alții zic că 9 ore este suficient. Unii oameni pot să doarmă 4-5 ore să se simtă foarte fresh, alții după 9 ore de somn cască toată ziua. Cât până la urmă trebuie să dormim? În primul rând depinde de vârstă. Deoarece un copil nou-născut doarme, poate să doarmă și 18 și 19 ore, deoarece somnul este într-o relație foarte strânsă cu procesul de creștere. Iată de ce copiii dorm mult, fiindcă ei cresc. Respectiv, în dependență de vârstă, iar un adult trebuie să doarmă în jur de 7-9 ore, deci cu o medie, să zicem, de 8 ore. Acum, referitor la extreme, întotdeauna există extreme, ca și într-o societate, sunt oameni, să zicem, de statură mică și de statură înaltă, dar majoritatea oamenilor o să fie de o statură, zicem, mijlocie. Așa și cu somnul, deci în principiu trebuie să fie 7-8 ore. Acum, cum să ne dăm seama dacă somnul este suficient în acea cantitate pe care îl avem? Este suficient să ne uităm cum ne simțim a doua zi. Dacă a doua zi ne simțim bine, ne simțim energici, ne simțim echilibrați psihic și avem o funcție cognitivă bună, înseamnă că acele ore pe care le dormim sunt bune. În schimb, dacă suntem obosiți, suntem nervoși, suntem irascibili, gândim greu, atunci trebuie probabil să revedem orele de somn. Acum, desigur că au existat personalități care au dormit puțin, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne orientăm la aceste personalități, deoarece de obicei erau genii sau
sunt niște persoane respectiv puțin deosebite de, de restul. Acum, iarăși, un aspect important este schimbarea. Dacă, să zicem, până acum dormeam 7 ore și la un moment dat eram bine, dar de la o bucată de timp suntem obosiți și acele 7 ore nu ne mai ajung, înseamnă că încercăm să găsim cauza. Ar putea să fie o problemă de somn, ar putea să fie o boală, o tulburare de somn, care se deregleze calitatea somnului și atunci acele 7 ore devin necalitative. Să zicem că nu este suficient somn profund. Dormim 7 ore, dar dormim într-un somn mai superficial. Și atunci trebuie să rezolvăm problema. Ne adresăm la un specialist în domeniul respectiv. Totuși, în primul rând, dacă simțim că suntem obosiți, iarăși revedem, poate am redus fără să observăm orele de somn, fiindcă iarăși este o tendință modernă să dormim mai puțin. În genere dormim mai puțin decât buneii noștri, cam cu vreo oră sau chiar dacă nu mai mult, și iarăși e o problemă privarea de somn. Domnule Lupușor, noi am înțeles că trebuie să dormim suficient în cazul în care nu ne ajunge somn sau ne simțim obosiți. Cel mai bine e să vorbim cu un somnolog care ne va ajuta să depistăm problema și să înlăturăm. Da. Noi vă mulțumim pentru sfaturi prețioase. Am avut parte de o discuție foarte utilă, cel puțin pentru mine, am înțeles unele lucruri. Mi s-a făcut lumină asupra unele întrebări și sper că și telespectatorilor. Vă mulțumim mult, multă sănătate. Vă mulțumim mult pentru invitație. O zi bună să aveți, la revedere. Mersi, la revedere. Uite așa, vezi? Nici nu știi câte ore îți trebuie să dormi până nu o să încerci. M-am liniștit cel puțin cu cititul cărților, știi? M-a speriat domnul Pușor că nu putem să ne încordăm gândurile și creierii înainte de somn. Și am zis că ok, am să citesc abecedarul înainte de somn. Da, eu mă gândesc că trebuie să-mi revăd obiceiurile zilnice. Dacă toată ziua umblu căscată, înseamnă că undeva e ceva neregulat dorm mai iubea.